Păi, hai să vă explic un lucru apropo de asta. Acum președinte se pricepe și la fiscal, nu doar la transporturi. Codul ăsta fiscal nu l-am scris și eu sau dumneavoastră. A fost scris de Ministerul de Finanțe împreună cu consultanții, a fost discutat luni de zile Coaliția pentru Dezvoltarea României și a fost votat în unanimitate, deci inclusiv de Partidul Național Liberal, după dezbateri în Parlament. Acum eu bănuiesc că toți specialiștii de la Finanțe, Banca Mondială, Coaliția pentru Dezvoltarea României, parlamentarii României de la toate partidele, cred că știu ce au făcut și eu unul sunt convins că avem mare nevoie de acest cod fiscal pentru ca să păstrăm creșterea economică, crearea de locuri de muncă și să reducem decalajul între România și celelalte țări europene. Că alte țări vor fi nemulțumite că România se dezvoltă, asta e dreptul lor, dar eu mă gândesc la România, nu la alții. Mulțumesc. Fondul Monetar Internațional v-a transmis critici cu privire la... La România mă gândesc. Asta trebuie să rețineți. Nu la alții.